Fundița bunătății. În casa pădurarului, nu departe de poiana luminoasă, locuia o pisicuță care se numea Ilinca. Avea o blăniță albă, strălucitoare, pe care și-o pieptăna în fiecare dimineață cu limba, cu multă acuratețe și atenție. Pisica era tare iubită de familia pădurarului, așa că odată a primit în dar o fundă roșie pe care i-au legat-o la gât de frumusețe. În fiecare dimineață primea câte o farfurioară de lapte de la văcuța lor. Lăpticul era călduț și numai bun pentru micul dejun. După ce s-a asigurat că blănița era aranjată foarte bine, a ieșit din hambar la o plimbare. Mergea atent ca să nu calce în bălțele cu noroi, ca să nu-și murdărească blănița, dar mai ales funda. În acea zi, pe când străbătea luminișurile poieniței, pisicuța a dat de cineva de care nu se aștepta. În fața ei, de după un tufiș, sări pe neașteptate în cale un motan vagabond. Mieuna fioros, era murdar și de blana lui atârnau scaieți și spini. Pe semne cineva l-abandonase în pădure. Așa fac oamenii uneori, care au prea mulți pisici acasă și cred că nu le vor ajunge mâncare ca să-i hrănească pe toți. Ia te uită ce cocoană umblă prin locurile acestea și ce fundiță aranjată poartă! Cred că nu e micul dejun cu șareci. Ești o baronesă alentată, nu? Hai, spune-mă repte unde să găsesc ceva de mâncare, sau îți șterpelesc frumusețea asta cât ai zice pește. Dar pisoiul murdar nu mai așteptă răspunsul Ilincăi. Trase repede cu gheara peste fundă și dintr-o mișcare de bace, zbrr, și trase funda drept în noroiul de lângă cărare, stropind-o și pe ea. Ilinca nu s-a așteptat la așa ceva, dar s-a gândit repejor. Ce pot să fac ca să-l ajut pe acest pisoi? Apoi și-a adus aminte. Deci, să facem cunoștință mai întâi dacă vrei să discutăm ceva. Eu sunt pisicuța Ilinca, locuiesc la casa pădurarului și pot să-ți fac rost de mâncare. Dar pe tine cum te cheamă? Pisoiul a rămas mirat că pisica a fost curajoasă și nu s-a temut de el. Și a răspuns încet, Mircea mă cheamă, dar cui pasă de numele meu? Am fost adus într-un sac în pădure și aruncat pe întuneric. Nu mai sunt al nimănui. Ilinca a răspuns cu bunătate, Mircea, te voi ajuta să găsești de mâncare. Și stăpânii mei sunt foarte miloși. Vezi acea fundiță pe care mi-ai rupt-o? Ei mi-au dăruit-o, fără să fac ceva special. Și mă hrăniesc în fiecare dimineață, chiar dacă nu le aduc nimic în schimb. Hai să vezi și tu! Dar vreau să-ți spun, nu vei obține nimic prin răutate. Știi ce spune Biblia? Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Eu să port ceva la gât? Nici vorbă! Ilinca a râs vesel. Ei, nu chiar așa. Înseamnă că trebuie întotdeauna să ai aproape bunătatea și credincioșia. La fel cum port eu funda în fiecare zi, așa trebuie să fie faptele și vorbele noastre bune întotdeauna. Mircea nu înțelegea cum poate această pisică să răspundă cu bunătate după ce i-a rupt fundița și a stropit-o cu noroi. Era de necrezut. Cu sfeala a spus, mă ierți pentru obrăznicia mea? Aș vrea și eu să fiu bun cu ceilalți ca tine. Dar încă nu prea știu bine de unde să încep. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu
și să-l rogi să te ajute și să-ți schimbe inima și să o umple cu bunătatea lui, pentru că el este bun întotdeauna. Între timp, au ajuns la hambarul pădurarului. După ușă, stăpânul curăța paiele de pe podeaua de lemn. Când i-a văzut, a mai turnat niște lapte în farfurie și i-a chemat. Pis, 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 hai la masă! Ia ce pisicuț biet și sărman! Ce zici, Ilinca? Îl primim în familia noastră! Unde era perea de curăța blana? Pisicul ăsta are nevoie de o baie și o curățare bună. Să vezi ce frumușel îl facem! Pisoiul Mircea stătea uimit. Totul a fost exact cum spusese Ilinca. Pădurarul a avut grijă de el și a dat dovadă de bunătate. Din acea zi, Mircea și Ilinca erau cei mai buni prieteni, iar curând o fundă nouă era legată cu grijă de gâtul pisicii, cu blană albă strălucitoare. Drag prieten, îți mulțumesc că ai ascultat povestea aceasta, te invit să te abonezi la canalul meu și dacă ai vrea să scrii o poveste cu numele tău, spune părinților tăi să-mi scrie un mesaj la e-mailul scris mai jos. Mulțumesc și ne auzim la următoarea poveste. Pe curând!